Pe fiecare dintre ei am încredințat de adevăratele, ca să zic, și total în mâna lui Dumnezeu. De asta, în momentul în care am aflat și ne-am dus la zărnești, mi-aduc aminte cum cam că îl căutam în sfârșit, mașina, și m-am rugat, rugat cu voce tare și am plâns și am strigat, am spus, Doamne, îți recunosc dreptul tău de a face lucrul ăsta. Nu mă împotrivesc, nu, nu, nu spun nimic, am recunoscut dreptul ăsta lui Dumnezeu. Eu i-am dat viață biologică, deși și viața biologică este un dar de la Dumnezeu. Nu este un produs mecanic uh, al concepției, este un dar pe care Dumnezeu îl dă. Dar tu e da viață veșnică, tu e de fiu pentru lucrul ăsta, pentru ca el să ajungă la tine și um, apoi o tragedie te împinge foarte mult să iei în considerare cerul. Te împinge foarte mult să. Te uiți la realitățile spirituale, la lumea nevăzută cu alți ochi. Salutare, dragi prieteni, dragi ascultători și bine ați venit la un nou episod din podcastul Prisme. Sper că aveți o săptămână binecuvântată, o săptămână frumoasă și vă mulțumesc că alegeți să petreceți o oră, o oră și jumătate în prezența mea, ascultând un nou episod din această emisiune. Astăzi discutăm cu Delia Bădălan. Ca fapt divers, Delia este mătușa mea și a venit de la Pitești special pentru, pentru, acest episod. Delia are o mărturie extraordinară și o să descoperim un pic despre această mărturie. Sunt foarte multe lucruri de învățat de la ea și discutăm despre ele. Printre care, cum alege să își transforme slujba aceea de medic stomatolog în o mărturie pentru Domnul Isus, Cum alege să aibă un impact asupra pacienților ei și cum îl vesește pe Domnul Isus zilnic prin slujba pe care o are. În al doilea rând vorbim despre cum și de ce la vârsta de aproape 50 de ani, împreună cu soțul ei Camil, au ales să adopte un copil. Cum au ajuns la această concluzie? De ce? Cum le-a vorbit Dumnezeu în mod direct în legătură cu această fetiță, Andrea, Și cum decurge acest proces pentru un cuplu care a avut deja 5 copii naturali? Cea mai mare parte a episodului ocupă totuși discuția despre Radu. Radu, cel mai mare copil al Deliei și al lui Camil, cel pe care domnul l-a ales să-l ia acasă acum aproape 2 ani de zile. A fost o tragedie care ne-a sfâșiat literalmente întreaga familie și discutăm cu Delia pe larg despre asta. Discutăm despre cum suferința este îngăduită de Dumnezeu. Discutăm despre cum suferința ne învață lecții importante și veți vedea câteva lecții pe care Delia și Camil le-au le primit în mod direct de la Domnul Isus prin această mare încercare. Vorbim despre cum suferința nu este egal disperare în prezența Domnului Isus. Delia ne povestește despre cum a simțit în mod concret prezența Domnului Isus în această încercare și despre cum îi ajută să, să, se vindece, așa cum o face și pentru mine, Bradu fiind vărul meu. Întreg episodul și întreaga experiență prin care Delia a trecut sunt o mărturie extraordinară despre cum un om credincios poate trece prin așa ceva fără să ajungă în depresie, în disperare și despre cum un om care trăiește alături de Domnul Iisus poate transforma o asemenea tragedie, pierderea unui copil, într-o mărturie vie și clară pentru, pentru Domnul Iisus. Totuși, nu discutăm doar despre suferință, și încercăm să-l și descoperim un pic pe Radu. Radu este un creștin veritabil care a avut o mărturie extraordinară pe acest pământ, a fost un misionar dedicat și încercăm să-l descoperim, să-l cunoaștem prin intermediul mamei lui Delia. Este un episod încărcat, plin de durere, de emoție, atât pentru Delia cât și pentru mine. Am încercat cu greu să, să nu plângem și sper să fie. De un real folos pentru voi, ascultătorii. Sper să fie o mare încurajare pentru voi, și îmi doresc ca Domnul să fie slăvit prin acest episod. Bună, Delia, și bine ai venit în studioul Crosoan. Bună, Dani, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Tu, din câte știu, ești o ascultătoare fidelă a radioului nostru și, odată cu tine și pacienții tăi. Așa ești. e ești medic stomatolog în fața ta pacienții stau cu gura deschisă nu au posibilitatea să riposteze, să zic așa <laughs> dar tu asculți la muncă poate nu doar Crosoan, dar și Crosoan nu? Cum, cum percep pacienții tăi lucrul ăsta? Ah, da, asta a fost o, să zic așa o mini strategie de la început sau de foarte mulți ani, ascult muzică creștină uh, mulți dintre ei au fost încântați de atmosferă, unii nu și-au dat seama exact de unde provine pacea asta pe care o resimt ei, dar chiar au fost pacienți care mi-au spus lucrul ăsta. Domne, se întâmplă ceva în cabinetul ăsta. Când vine aici, e o atmosferă diferită. E slujba asta o cale de acces către sufletul lor? Adică poți să creezi relații prin care să vestești pe Domnul Isus prin meseria pe care o ai? Cu siguranță. Cu siguranță. Deci asta e ce îmi place cel mai mult la meseria mea. Uh... A trecut de mult faza de entuziasm pentru efectiv lucru mâinilor mele sau mm -hmm. rezolvarea unor cazuri, dar oamenii sunt importanți și relațiile sunt foarte faine. Adică, reușești să creezi niște relații care să dureze mai mult decât un tratament de câteva luni sau un an? Clar, sau. clar. Deci, am oameni pe care îi știu de 20 de ani, le știu copiii de când s-au născut. Asta îți dai seama și când sunt de bătrână cu ocazia asta. Mm -hmm. um, mă sună pentru probleme de suflet, da. Deci, apreciez foarte mult o oportunitatea asta de a mă apropia de oameni într-un fel, să le arăt, nu numai să le rezolv probleme, dar poți să arăți bunătate, poți să arăți ceva din Dumnezeu. Uite, ăsta e încă un motiv pentru care oamenii de vârsta mea, care sunt poate la, la limita facultății sau liceului și se gândesc la o slujbă, pot să se gândească la o meserie și prin prisma asta. Cum pot să relaționez cu oamenii cu care interacționez zilnic, pot să creez niște relații de lungă durată sau mă voi limita doar la cele profesionale și, iată, medicina sau, mă rog, medicina dentară, stomatologia în, în, în cazul ăsta specific este o meserie bună din punctul ăsta de vedere, nu? Al creării de, de relații. Din punctul meu de vedere e o meserie foarte bună, cel puțin modul în care lucrez eu. Acum clinicile mari au cabinete specializate pe microspecializări uh -huh. și cumva pacientul e plimbat de la un specialist altul, dar în cazul meu unde rezolv toate lucrurile sau 99% din lucruri e simplu, e o relație de durată și vezi un pacient e o sumă uh, trebuie să-l înțelegi cum sunt valorile lui, cum sunt posibilitățile lui financiare, uh, cât de mult ține la anumite lucruri și să-i oferi soluția cea mai bună și atunci simte că îți pasă de el uh -huh. și deja o ușă deschisă și în momentul în care explorează oare de ce ești diferit, da, e o meserie bună pentru a te apropia de oameni. Chiar îi încurajez pe tinerii care îmi cer un sfat să se gândească la asta. Îți place să vorbești cu oameni, iubești oamenii, crezi că aici împărtăși și fă medicină dentară, nu pentru alte avantaje. Ai spus că oamenii își pun niște întrebări când da. văd că ești diferit și mulți au percepția asta despre noi ca pocăiți creștini, că suntem diferiți. Tu și Camil, soțul tău, sunteți diferiți din multe puncte de vedere, dar unul despre care aș vrea să, să discutăm acum la început este faptul că la 50 de ani sau în jurul vârstei de 50 de ani ați adoptat un copil. O fetiță pe Andreea, care este al șaselea copil al vostru, deja aveați cinci, și aș vrea să discutăm un pic despre asta. În primul rând, ce va determina să faceți alegerea asta. Am avut, episodul trecut, o discuție cu Adiel, poate ai ascultat-o. Mm -hmm, am ascultat. Care este foarte implicat în această lume a adopților și prin ARFO are un impact semnificativ în societate. Și el a subliniat de câteva ori lucrul ăsta că e greșit să ne referim la adopție doar ca o alternativă pentru familiile care nu pot avea copii, mm -hmm. din diferite motive, medicale sau altele. Voi deja aveți cinci copii și ați adoptat al șaselea. Cum ați ajuns la decizia asta? <coughs> Povestea e un pic asemănătoare cu a lui Adiel, dar da, nici prin cap nu ne-ar fi trecut. Deci pentru mine subiectul adopție nu a fost, nu a intrat în spectrul preocupărilor mele. Nu m-am gândit niciodată la asta, nici eu, nici Camil. Lui chiar era frică. Unele din miturile pe care le discutai tu legate de faptul că nu-ți poți iubi copilul adoptat la fel ca pe ai tăi, cum se va integra în familie, dar pentru noi nu a fost o discuție legată de noi, au fost lucruri teoretice, însă a fost un moment în care fiecare copil era plecat, fie la facultate, fie se căsătorise deja la cea mică, și cred că era prin aprilie când am avut gândul ăsta, Doamne, nu vrem să trăim pentru noi, avem casa asta, viețile noastre, o mulțime de spațiu în viața noastră și ne gândisem, ne-am rugat, um, E adevărat că lui Dumnezeu i-a lăsat o plajă de alegere destul de largă, nu ne-am rugat ceva specific. Dar gândul nostru ăsta a fost, poate luăm copiii de la familie din biserică, să-i plimbăm, să oferim părinților, știu eu, după amiază relaxată, sau să ne implicăm ceva pe modul ăsta, poate cu adolescenți, să fie așa ca o mentorare, nici prin cap nu ne-ar fi trecut unde ne va duce Dumnezeu. Deci nu vă gândiți să rețin la adopție de la început? Niciodată. Voiați să lucrați ceva și să folosiți cumva timpul liber pe care l-aveați când copiii au plecat de acasă? Exact, exact. Atunci am constatat cu Dumnezeu: e bine să folosești termeni foarte clar pentru că specific. Dumnezeu te ia pe încredere și chiar noi, dacă am spus, vrem să ne punem la dispoziția ta. Dumnezeu a zis, ok, uh -huh. am pentru voi o treabă. V-a vorbit în mod specific prin nu într-o lucrare, printr-un copil pe care vi l-a arătat sau cum ați, cum ați înțeles că misiunea pentru voi era mai mare decât doar a vă implica puțin cu niște copii și a adoptat, iată, practic un copil? Nu, lucrurile au fost complet diferite. Deci noi am ajuns din, ca să zic, din întâmplare. Radu, băiatul nostru cel mare, care lucra deja cu organizația sa misionară, cu OM, avea o lucrare în satul în care era Andreea. Și noi veneam de la absolvirea celui de al treilea copil și al doilea băiat împreună cu o prietenă din Germania care a asistat la absolvirea lui, era un bun prieten și ne-am dus să-l vizităm pe Radu în satul respectiv. Fetița asta s-a apropiat de noi pe stradă, ne-a oferit uh, niște gumă, mi-aduc aminte și ce era, era un Orbit Mov și da, eu am luat un copil de la țară care vrea să se facă plăcut prietena mea care a fost misionară 20 de ani în Africa de Sud a fost foarte impresionată și mi-a zis să e un copil abuzat. Și eu i-am spus asta, ești vii din Germania, vezi un copil din Estul Europei și pui etichete. Chiar nu mi-a plăcut felul în care a abordat. Ea n-a insistat cu mine, m-a lăsat în pace, dar ulterior a reieșit lucrul ăsta. Era un copil cu o situație foarte problematică, o viață traumatică și cu multe, multe probleme. Um, prietena mea a zis: Eu pe copilul să nu-l mai las în situația în care se află. De fapt, ea a fost motorul, ca să zic așa. Iar Dumnezeu pe noi ne-a pus în fața unei alegeri: vrei să asculți de mine sau nu? Nu a fost, Doamne, vrem să adoptăm un copil și prin asta tu să fii slăvit. Și, Doamne, nu avem încotro. Uh, pentru că tu ne-ai scos lucrul să așa se voia ta, vrem să o facem pentru Slavata. Deja intrați să în discuții cu Andreea, o cunoșteați sau cum, cum deci, ați înțeles că are un trecut așa? <coughs> greu? Pastorul de la biserica de acolo din sat, acolo este o, o biserică plină de viață și pastorul de acolo o știa, știa toată povestea viției și el ne-a povestit. El ne-a spus, am fost și am vizitat, mm -hmm. ne-am dus acasă, am văzut locul unde trăiește, am cunoscut pe fratele ei mai mare, pe mama ei. Da, și a fost un șir de minuni. Deci, efectiv, eu asta când îi povestesc Andrei și reau cu ea din când în când povestea venirii ei în familia noastră, îi spun Dumnezeu, a mobilizat o mini armată pentru tine. A adus oameni special, oameni, de exemplu, Suzi așa o cheamă pe prietena mea misionară, i-au fost, să zic, ochii și urechile care au ea a sesizat situația, a știut cum să împartă, mi-aduc aminte că în mașină a trimis, cred că 300 de cereri de rugăciune, din Statele Unite până în Nepal, la parteneri de rugăciune, frasul care era în contact, bisericiul care era în contact, care s-au rugat, de care eu n am fost conștientă în momentul ăla de amplitudinea uh, lucrării care va fi, pentru că din toate punctele de vedere a fost o minune să iei un copil din familie și să-l aduci în familia ta, cum a spus și Adiel, este ceva foarte complicat, dar pe noi Dumnezeu ne-a scutit de multe lucruri legisla... de legislație, să zic, de lucruri administrative sau nu știu cum să le spun. Dacă vrei, putem să povestim o poveste foarte interesantă și da, neașteptată pentru noi. Andreea deja era măricică, nu? A, nu împlinise 11 ani, 12. da. Urma să împlinească 11 ani. Bănuiesc că e perceput mult mai complicat procesul, având în vedere că era mare, deja avea un trecut, deja era atașată poate de familia ei, de satul de unde provenea, avea deja acolo prieteni, poate când e un nou-născut în, în adopție, e mult mai ușor. Nu are amintiri cu care să se confrunte la un moment dat în viață. Andreea avea deja multe amintiri, 10 ani, 11 10 ani, acum are cât, 16-15 ani. 16, 16 16 ani. Cum percepe schimbarea asta bruscă în viața ei? Încă este legată de trecut? A reușit să facă pasul complet? spre a vă percepe pe tine și pe Camil ca părinții ei? E greu de spus. Așa, fiindcă ai deschis subiectul ăsta legat de ea și de percepția ei, pot să spun că un alt mare lucru pe care Dumnezeu l-a făcut pentru noi a fost să ne aducă oameni potriviți în viață care să ne învețe ce înseamnă trauma. Cum abordezi un copil cu trecut traumatic? Care sunt consecințele traumei în viața unui copil? Pentru că este complet diferit să crești copiii tăi sau să crești un copil care vine dintr-un dintr trecut uh, abuziv. Asta am înțeles-o și noi pe parcurs, pentru toți a fost un proces. Așa cum spun eu, pentru noi a fost o perioadă dificilă, dar cred că și pentru ea a fost o perioadă foarte dificilă. Îmi povestea de curând că ce a încurajat-o cel mai mult în casa noastră a fost faptul că aveam o pisică <gântu -l> și că și avea o pisică acasă și se ducea în baie și se dea cu pisica în brațe și era locul ei de siguranță. Sigur, a fost primită cu dragoste, a fost primită cu multă bunăvoință, dar totul a fost nou pentru ea. De la cele mai mici lucruri, eu îmi imaginam așa ideal că aduci un copil dintr-o mare sărăcie, într-un într loc unde are tot ce își poate dori un copil normal, nu vorbesc acum lux sau așa, și că va aprecia, dar pentru ea, cum ai spus, diferențele erau foarte stresante și au produs anxietate. Ea oricum venea cu o încărcătură de anxietate din trecutul ei, dar cu ajutor, cu intervenția lui Dumnezeu, atât directă în inima noastră, ca părinți, și sunt sigură că și în inima ei dar și cu oamenii pe care i-a adus în viața noastră. Am făcut uh, psihoterapie un an, jumate cu ea, cu o psihologă credincioasă și care ne-a fost de un folos foarte mare. Apoi, prin Arfo, prin Alex, care ne-a dat sfaturi și ne-a dat niște, o carte, Conectarea cu copilul cu trauma, din care am învățat, efectiv, ca un manual. Ne uitam dacă a avut manifestarea asta, oare ce se ascunde de desubt, să învățăm cum să ne apropiem de ea într-un mod care să fie cei de folos, da. Deci, înțeleg că adopția în sine este doar începutul sau doar punctul de start, apoi începe un lung proces de acomodare, de înțelegere a trecutului, de primire în familie, de bănuiesc că și tu și Camila trebuie să vă schimbați într-o anumită într an, într măsură viețile ca să o acomodați pe ea. Mulți, și poate și eu, mă gândesc că la 50-55 de ani o să vreau să mă pensionez, să... Stau cu soția mea și cu eventualii copii pe o plajă și să mă relaxez. Voi ați, ați luat să zic o. ați ales o, o stradă complet opusă. La 50 de ani nu v-ați gândit la. poate vă gândiți la pensie că o să vă liniștiți și voi în sfârșit după ce ați crescut cu 5 copii și iată că ați ales o, o cale contrară acestei așteptări, bine, cu intervenția masivă a lui Dumnezeu, da. dar. Vreau să te întreb, cum, cum s-au schimbat viețile voastre sau relația din, dinamica dintre tine și Camil odată ce ați primit-o pe Andreea în familie? E un proces complicat. Asta pot să spun. Am avut la un moment dat niște întâlniri cu părinți adoptatori în Pitești, sunt mai multe familii și împărtășeam lucruri și ne și uitam la un seminar online. Și mi-aduc aminte o situație în care, nu știu dacă chiar toți, dar cei mai mulți am spus, dacă am fi știut dinainte la ce ne înhămăm, ne-am fi gândit de două ori sau de trei ori. Mm. Um, dar uitându-te în urmă, nu poți decât să-i mulțumești lui Dumnezeu și vezi o așa de mare binecuvântare. Um, da, viețile noastre, desigur, nici nu mai mi-aduc aminte cum trăiam înainte, nu mai știu ce înseamnă uh, viața asta lipsită de probleme, pentru că atunci când crești copilul tău de la, din scutece, îi știi, îl cunoști, ești în ritmul lui, e foarte natural. Cu ea nici nu se regăsește în tine practic propria ta personalitate, copilul tău te moștenește, seamănă cu unul dintre uh, cei doi părinți, cumva îți regăsești modul de a gândi. Știi la ce te aștepți? Uh -huh. uh, cu un copil, uh, mă gândesc cu orice copil adoptat, dar în special cu un copil care vine cu un trecut traumatic, este mult, mult mai complicat complică lucrurile, că trauma are niște consecințe, are dificultate de atașament, asta o poți lua personal, poți să, pentru că realizezi că tu pentru ei ești numai un, un provider. O lungă perioadă de timp. Și te poate durea asta pentru că tu ți-ai întors viața cu sus în jos pentru un copil, iar el se uite la tine ca la cel care asigură existența. Practic, copilul cu traumă, centrul lumii, este el însuși. El nu are încredere în nimeni decât în el însuși. Și poate fi dureros, ți-am spus, poți să iei personal dacă nu știi psihologia din spate. Relațiile dintre noi, da, poate că am trecut, eram deja trecuți de momentul în care fiecare aveam nevoie de atenția celuilalt, crescând copii, ne-am obișnuit să privim în aceeași direcție și nu să ne plângem că nu primim suficientă atenție unul de la altul, e altă, altă sezon al vieții, dar sigur au fost multe renunțări și mulțumesc Dumnezeu pentru asta. Îmi povesteai mai demult că a ajuns să înțelegi după o anumită perioadă că, ok, adopția Andrei a fost o schimbare drastică în viața ei. Dar în același timp, prin adopția asta, Dumnezeu v-a schimbat pe tine și pe Camil foarte mult și v-a învățat foarte multe lecții. Poți să-mi dai câteva exemple, de câteva lecții pe care consider tu că altfel nu le-ați fi putut învăța decât prin acest proces lung și greu de, de adopție. Da, cu siguranță. Înainte să o luăm pe Andreea, pot să râs, dar aveam impresia că sunt un creștin destul de cum se cade. <laughs> Cred că toți aveam <laughs> mult impresia asta. Uh, da, asta mi-a dat peste cap foarte mult din ceea ce credeam despre mine însă și Camil de asemenea. Am învățat, de exemplu, cât de limitată era predarea noastră. Spui uh, și când nu sunt la dispoziția ta, ridici mâinile. Uh, ai din toată inima senzația asta Și mm. uh, crezi că spui din toată inima Dar de fapt zona pe care o lași lui Dumnezeu este Are niște limite foarte clare Când un copil îți invadează viața în felul ăsta Am uh, opus foarte multă rezistență Și Dumnezeu mi-a arătat niște lucruri dure A trebuit să le recunosc, să mă pocăiesc Să îl las să le schimbe în mine uh, A trebuit să văd prioritățile cum le aveam de fapt în viață, cât de mult contează ce îmi place mie. Uh, a trebuit să văd inclusiv mândria pe care am avut-o, pe care poate nu am conturat atât de clar. Că am niște copii care au performat, da, au fost copii cu care m-am mândrit întotdeauna și mi-era rușine când ea făcea greșeli de exprimare, când mergeam pe stradă și nu știa să se comporte sau când îi plăceau lucruri stridente, pe care eu le consideram chiciuri și nu, eu eram o persoană civilizată, o persoană intelectuală, dar Dumnezeu a expus toată urățenia asta a caracterului și îi mulțumesc pentru asta. Îi mulțumesc pentru că am învățat să mă uit cu alți ochi la suferință, am învățat că există o zonă a societății pe care o neglijasem cu desăvârșire, nu eram efectiv conștient, am avut o viață protejată, să zic, și în familia mea de origine și. În căsătorie și în biserică nu am venit în contact cu lumea asta, cu suferința, cu păcatul, cu abuzul, cu violența, cu... Da, cu atâția copii care suferă. Și asta ne-a condus și în continuare spre o altă lucrare, deci a deschis o, o ușă mai mare înțelegerea asta. Ai spus că Suzi a mobilizat o întreagă armată care să se roage și să postească și să uh -huh. vină înaintea lui Dumnezeu cu cereri pentru, pentru cazul vostru specific. Și că ai spus că asta a ușurat procesul de adopție. Cât a durat din momentul în care ați văzut-o pe Andreea și Dumnezeu v-a vorbit în mod specific și până când ea a fost în mod concret la voi în casă adoptată? Vorbeam cu Adiel în discuția din episodul trecut despre procesul ăsta birocratic și cum mulți se tem de a intra în lupta asta cu statul, pentru că cred și consideră că e o luptă deja pierdută, odată ce intri în, în lupta, în ghilimele cu statul. La voi, iată, s-a mobilizat foarte multă lume și ai spus că asta a ușurat uh, procesul, totuși, nu cred că a fost instantaneu, nu? A, a durat un pic. Uh, da, ți-am spus că pe noi ne-a dus Dumnezeu pe o potecă diferită. <coughs> nu... Și a fost o, cred că a fost o potecă cu numele nostru pe ea. Nu știu dacă altcineva ar mai putea să o ia. Probabil dacă Dumnezeu aranjează, să zic, circunstanțele de natura asta. Deci noi am văzut-o prima dată undeva pe la, mijloc, la începutul iulie sau iunie, iunie. Um, la o săptămână ne-am întors. Suzi a vrut neapărat în momentul în care pleacă la București să mai treacă o dată prin satul fetiței. Radu era încă acolo toată echipa, comisiunea, în ziua aia pe ea o mușcase un câine, ceea ce se întâmplă la țară. Nu era nimic extraordinar. Dar Suzi și-a pus mâinile peste piciorul ei și s-a rugat ca domnul să înrăutățească atât de mult rană încât uh, ea să trebuiască spitalizată. Eu nu am spus amin și cred că toată lumea a rămas șocată. Eu n-am auzit niciodată un misionar să se roage pentru înrăutățirea unei bol. Da, perspectivă ciudată. La vremea Pe moment de... nu am înțeles-o, uh -huh. dar într-adevăr Dumnezeu a știut ce spune, a fost o rugăciune călăzită de Duhul Sfânt, piciorul ei s-a umflat până seara, noi deja plecasem, în era în avion, uh, a trebuit dusă la spital, Radu era singurul medic din zonă pentru că satul lor nu are medic permanent și atunci cu încă o colegă din echipă uh, au dus-o la Matei Balș în București. La Matei Balș, în loc să-i facă un vaccin antirabic și să-i dea o rețetă, au internat-o, ceea ce iarăși a fost neobișnuit. Uh, fata din echipă a rămas cu ea internată. Faptul că mama nu a fost la internare a fost un element pe care Dumnezeu l-a folosit ulterior. Uh, iar în săptămâna cât ea a stat internată, deci ea a stat internată exact o săptămână de vineri până vineri, noi ne-am rugat, am primit uh, certitudinea și, în special, Camil, care este mult mai analitic decât mine. Eu sunt mai sentimentală, poate. Dar el a spus, vor veni momente în care dacă nu știm sigur că este voia de Dumnezeu pentru noi, o să ne clătinăm și a avut foarte multă dreptate, ca întotdeauna. Și am primit amândoi confirmare în aceeași zi, mi-aduc aminte, era marți. El a spus, acum o să mergem la mama ei să discutăm cu ea. Ne-am suit în mașină cu rugăciune, ne-am dus la mama ei. Mama ei, contrar oricărei așteptări omenești, a spus, da, sunt de acord, Uh, vineri am luat-o eu cu mașina, ne-am dus la spital, am externat-o, am dus-o pe mama ei la autogară, cu Andreea în mașină am fost la aeroport, am luat-o pe Suzi care s-a întors în România pentru că și-a ținut promisiunea, ea a spus, voi sta lângă fata asta până viața ei se va rezolva și am venit acasă. Am deschis portiera, ea s-a derozit din mașină și a întrebat, tata e acasă? Mi-aduc aminte cât de speriată trebuie să fi fost, dar a intrat în, în relația asta mamă-tată, Sigur, la început era o adresare, era o formulă pe care o folosea, dar, da, asta a fost istoria. Iar apoi noi aveam luate bilete să plecăm la mare, cumva a trebuit să rezolvăm cu actele ca să o putem lua cu noi și am luat-o pe mama ei de la țară cu gândul să fac o simplă procură ca să pot să-i fac un pașaport și să pot să merg cu ea la mare. A fost o zi plină de minune atunci. Nu-ți mai spun toate detaliile, dar așteptând o uh, oră în șir în birou notarial, pe care de-abia l-am găsit că era deja perioada de vacanțe, mi-a venit o idee și am spus notarului, oare nu s-ar putea face o hârtie prin care eu să reprezint dreptul copilului, interesul copilului, să nu mai trebuiască mers mereu după mama ei uh, naturală. Și notarul mi-a făcut această hârtie, care a fost valabilă până la sfârșitul anului 2021. Uh, practic, tu spui adopție, ea, în, din punct de vedere al scriptologic, nu este uh -huh. adopție. Ea este în casa noastră, dar numele este în continuare al mamei. De fapt, ne-am dus la protecția copilului, am discutat, însă o doamnă de acolo, o psihologă, mi-a spus că va fi un proces în care rudele ei până la gradul 4 vor avea prioritate, iar voi nu sunteți de rețeaua ei socială. Și este foarte posibil ca cineva din rudele ei, pentru că sunt uh, o familie cu multe cazuri de alcoolici, să dorească să o păstreze și viitorul ei va fi foarte incert. Pentru că din familia extinsă, multe rude știau de abuzurile care se întâmplă în familia, în, în casa ei și nimeni nu i-a luat apărarea. Uh, comentariile lor mergeau în direcția asta, că este o, o victimă și va putea merge pe direcția abuzului sexual în continuare, și atunci. Da, de asta am fost sfătuiți să rămânem pe un fel de încredințare. Uh -huh. Ce interesant este că o altă familie a încercat să facă un lucru similar la un timp după noi și i s-a spus așa ceva nu este legal. Eu am fost la avocat cu hârtia mea și avocatul a spus fie notarul nu cunoaște legea, fie Dumnezeu i-a luat mințile de a putut să vă dea o astfel de hârtie. Pentru că deja legea era modificată cu ceva timp în urmă și trebuia trecut prin tribunal cu toată povestea asta de încredințare. Dar eu am avut această hârtie cu care am înscris-o la medicul de familie, am trimis-o în tabere, am înscris-o la școală, am schimbat o altă școală când am considerat că nu mai este potrivită pentru ea și nu am avut nicio problemă până în ziua de astăzi. Iar acum, era aproape 17 ani, deja mărturia ei ar fi luată în calcul în justiție în cazul în care din familia ei naturală ar mai fi probleme, dar de asta spun ce spuneam de faptul că mama nu a fost la externare pentru că s-a sesizat protecția copilului din oficiu, de la primărie au venit la mama ei, iar mama ei ca să scape de o cercetare mai amănunțită a celor de la protecția copilului, a spus, nu, copilul a fost încredințat, eu mi-am dat acordul, iar familia ei nu are nici o idee că, de fapt, lucrurile sunt foarte fragile din punct de vedere al actelor și da, numai Dumnezeu a păstrat o în anii ăștia fără niciun fel de problemă, da. Ce înseamnă o armată de oameni care se roagă și da. e uimitor cum voi fiecare pas din procesul ăsta l-a spus înaintea lui Dumnezeu și a cerut ajutorul și este un exemplu pentru, pentru, noi cei mai tineri decât voi care, care ascultăm ce ne spui tu cum efectiv fiecare pas l-a spus mm -hmm. înaintea lui Dumnezeu și cum ați recunoscut că fără el nu reușiți nici din punct de vedere legislativ, nici poate emoțional, poate spiritual, nu sunteți pregătiți pentru asta și totuși iată cum Dumnezeu v-a condus, v-a condus mai departe și încă vă conduce. Um, cum este. cum a fost. Mă, cred că a fost un șoc pentru Andreea ca brusc să meargă în biserică. Să 11 ani de zile nu a fost niciodată poate, la biserică. Acum la voi în casă a fost expusă cu totul credinței vocabularului de, de oameni pocăiți, a fost expusă rugăciunii, cântărilor despre Domnul Iisus, unei relații personale între părinții ei și Domnul Iisus. Cum a perceput totul ca adolescent așa brusc? Uh, ea nu a fost chiar așa aparte de biserică. Biserica uh -huh. asta care este în statul ei uh, e o biserică mult taxată pe oamenii săraci mult taxată mm. pe ajutor social chiar dacă, adică oamenii sunt ajutați chiar dacă nu fac parte din biserică și uh, fratele Marian care este acolo este un om deosebit care am tot respectul pentru dânsul și pentru lucrarea pe care o desfășoară acolo deci Andreea mergea la biserică era un loc de siguranță uh, la momentul când, deci era deja ea acasă când sau era încă acasă atunci când fratele Marian a început să ofere două mese pe săptămână celor sărași din comunitatea lor din sat și beneficia și ea împreună cu familia ei. Deci era familiarizată, știa. Și la un moment dat mi-a spus o chestie că s-a rătăcit, nu știu ce s-a întâmplat, nu mi-am aminte exact, dar a genunchiat într-un lan de porumb și s-a rugat și a spus, Doamne, ajută-mă și scapă-mă. Și poate n-a știut ce cere, n-a știut. Uh, Exact cine e Dumnezeu și cum mi se adresează, dar uite, Dumnezeu a făcut lucruri mari. Pe de altă parte, pentru mine a fost o mare răspundere, pentru că copiii noștri au crescut în biserică, dar de când erau alăptat, s au mers în patru labe pe băncile bisericii. Nu mi-am pus niciodată problema dacă cum percep ei asta e biserica, aici suntem, am avut o atitudine mai militaroasă. Uh -huh. Se schimbaseră lucrurile și în percepția noastră, și ne puneam și noi multe probleme, dar cu ea am simțit responsabilitatea de a-l prezenta pe Dumnezeu așa cum e el, de a vedea bunătatea lui, de a vedea dragostea lui, de a vedea chemarea lui, dorința lui Dumnezeu de a avea o relație cu ea, atât de mult încât l-a dat pe Fiul lui ca să deschidă un drum și pentru ea. Și, da, mi-a fost mult mai clară și mie Evanghelia, și am putut să-i o prezint și pentru ea da, i-a zis, orice ar fi, nu mă lasă de Dumnezeu. Orice uh -huh. ar fi. Chiar dimineața asta vorbeam cu ea de problemele ei de adolescență și întrebări pe care le are și a zis, orice ar fi de Dumnezeu, nu mă lasă. De deci, Așa ce? a spus ea. Da. Ce tare că a ajuns să fie atât de sigură de, de, credința asta. E uimitor cum Dumnezeu a lucrat în viața ei. Chiar mă gândeam acum în timp ce povesteai că de abia aștept ca poate, nu știu, în un, un an, doi, trei ani să fie ea aici în locul tău și să ne povestească <laughs> din perspectiva ei cum Dumnezeu i-a schimbat viața prin procesul ăsta de adopție în care ați fost voi. Eu îi spun încă unor adopție, chiar dacă mm. legislativ da. poate nu este, nu este adopție. Ar fi tare să o avem aici ca invitație mm -hmm. să, ne, să ne povestească, să vedem perspectiva ei cum, cum Dumnezeu a lucrat. Uh, conducând un pic discuția mai departe, ajungem într-un într punct uh, care și pentru mine și pentru tine este un pic dureros. Uh, con complet antitetic faptului că ați primit în, via în familia voastră un și nou pe Andreea. Acum un an și jumătate am trecut toți ca familie, tu și Camil în, în, în prim plan printr-un deces. Ai vorbit de ai pomenit mult de Radu care a fost implicat în mod direct, poate în mod indirect în modul în care voi ați cunoscut-o pe Andreea, el era acolo implicat în misiunea din satul respectiv. Acum una și jumătate Dumnezeu a hotărât în providența lui și în înțelepciunea lui să-l ia acasă pe Radu. Mm -hmm. Sincer, când am început podcastul ăsta, mă gândeam pe cine să invit eu aici și cine o să vrea să vină să stea de vorbă cu mine. Și m-am gândit dacă mai era Radu, cred că Radu venea zilnic să vorbim aici și să povestim și mi-aș plăcut foarte mult să l-am invitat pe Radu poate nu săptămânal, că nu, nu puteam să-l prind chiar săptămânal, dar o dată la câteva luni să-mi povestească ce mai face și cum e implicat în misiune. Din păcate, ascultătorii nu pot să-l cunoască în mod direct, dar vreau să-l cunoască prin tine, mama lui. Sigur, tu ești cea mai măsură să povestești despre el. Haide să îl descoperim un pic pe Radu. Cine era Radu și, și de ce o să vorbim despre asta. De ce la înmormântarea lui au venit zeci de tineri care au spus că Radu a fost cel mai bun prieten al meu? De unde? Și cine? cum a ajuns acolo? Da, de deci ce Radu e primul nostru copil? Un copil, poate că despre fiecare aș putea spune asta și nu-o spun pentru că el nu mai este între noi, dar efectiv un copil care ne-a dus foarte multă bucurie. Un copil care a. Da, a învățat foarte bine, ne-a respectat pe noi întotdeauna ca părinți. Um, un copil foarte serios și cu multe, multe surprize. Și pentru mine, evoluția lui din ultimii ani și felul în care Dumnezeu a schimbat viața lui, caracterul lui, relația lui cu Dumnezeu a fost uimitor. Uh, lecțiile pe care le am învățat de la el despre Dumnezeu, lecțiile pe care Dumnezeu m-a învățat prin el, da, sunt foarte prețioase și o să rămână cu mine întotdeauna și încerc să le dau mai departe. Radu a ales să urmeze cariera ta. Poate nu l-a influențat faptul că mama lui își făcea medicină dentară, poate i s-a părut că îi se potrivește și am povestit multora despre el și tuturor care, care le spun că Radu a fost ortodont și șef de promoție și la liceu și la facultate și nu din rezidențiatul în mod sclipitor și apoi a renunțat la ortodonție aproape complet ca să fie misionar full-time. Ei mă întreabă, e, e o poveste? E, e un film? De, de ce? Cum ajungi să renunți la o slujbă pe care, dacă o profesezi zilnic, îți aduce câteva mii de euro bune lunar și îți oferă o viață foarte bună? Cum renunți la asta pentru a fi misionar? full-time și Radu a făcut asta. Cum a, cum, din câte știi tu, cum a ajuns el la, la revelația asta, la alegerea asta? Um, foarte mare impact a avut uh, legătura cu OM, cu Operation Mobilization, organizația asta misionară unde el, cu care el a lucrat. Da, într-adevăr, el a fost totdeauna un copil al excelenței mm -hmm. și... Nu cred că a făcut un efort neapărat să fie șef de promoție, chiar o colegă de-a lui a venit la mormântare și mi-a spus atunci, a zis nu am înțeles de ce a ieșit Radu pentru că era el și cu un cofata, cu un punctaj foarte bun, dar el când a terminat în discursul lui de șef de promoție a spus um, îi mulțumesc lui Dumnezeu și cumva a spus ceva legat de faptul că vrea să trăiască pentru Dumnezeu sau nu mi-aduc aminte exact formularea lui de a spus din cauza asta a ieșit el de promoție pentru că Dumnezeu a vrut ca numele lui să fie onorat în discursul ăsta și da, începând să slujească cred că a fost și nu exagerez când spun atât de îndrăgostit de Dumnezeu încât și-a dat seama că viața nu are sens, nu are sare și piper uh -huh. să trăiești numai pentru bani iar ortodonția, felul în care Dumnezeu l-a condus a fost Extraordinar, pentru că ortodontul își vede pacienții o dată pe lună, să deosebire de mine, trebuie să-i văd cel puțin săptămânal, în cadrul unui tratament, el îi vede o dată pe lună și atunci a putut să-și strângă toți to pacienții în trei zile și asta i finanța lui o lună de emisiune. Nu a vrut niciodată să primească finanțare și mi s-a părut extraordinar cum a integrat meseria pe care o avea, să o facă foarte bine și în același timp să aibă timp ăsta liber pentru a-i juri Dumnezeu. Ulterior știu, poate ți-aduce aminte de ziua lui de naștere în mai, când încă era lockdown și eram toți online și era o întrebare, oare în ce țară vrea să surjească Radu și noi am... Ne-am dat, ne dat cu părerea. Și până la urmă când el ne-a spus că visul lui ar fi să meargă în Iran, uh, am zis, mama, o stăspânzură de limba acolo, când o să vorbești despre Hristos. Și el a zis, mama, viața mea e mâna lui Dumnezeu, dacă El va hotărâ să... Asta se întâmple, asta se va întâmpla. Deci a fost un proces. Încet, încet, încet. A venit în contact cu misionari, a venit în contact cu tineri care se pregăteau pentru misiune. Chiar în ultimii trei ani, cred, la OEM a avut un program care se numea Mission Discipleship, Discipleship Training deci necesare în vederea misiunii și era un fel de pregătire intensă de șase luni în care un tânăr care își punea problema, dacă voi vrea să sujeți ca misionar, era expus la contacte cu misionari, la misiune la țară, la misiune urbană, la tot felul de lucruri să-și dea seama cam ce înseamnă misiunea cu adevărat și poate că unii dintre ei au dat înapoi, dar pentru el asta a zis, ok, asta e ceea ce vreau să fac. Știu că plănuia să-și folosească meseria de ortodont în Iran sau în ce țară avea să-l trimitea Dumnezeu pentru a face ceea ce vorbeam noi în introducere, să creeze relații apropiate cu oamenii mm. și știu că avea o afinitate, poate înțeles, este de la Dumnezeu că acolo este, acolo este calea lui pentru țările musulmane. A fost aslujit în, în țări budiste, hinduse, a fost în Asia de sud-est. Mm. Însă nu și-a găsit locul acolo, în Myanmar, nu? Mm -hmm. Chiar a început să învețe burmeză și... Da. Am fost surprins când am aflat că, deși a început să învețe limba locală, care nu e o limbă ușoară, cu totul alt alfabet, cu totul alte scriere, totuși a spus, nu e acolo locul meu, totuși vreau în țările arabe. De ce? De unde afinitatea asta pentru, pentru țările musulmane? De ce, ce mai acolo, în Peninsula arabă sau în Iran? un prieten foarte bun al lui, este misionar în Oman, cred că a fost și acum, cred că este în Emirate, și probabil că și asta a contat. Vizita acolo a văzut nevoile oamenilor. Da, și poate vezi, ortodonție nu poți face în orice țară. E un că, serviciu destul de scump. Da. Trebuie să te gândești la o țară unde oamenii își pot permite cât de cât. Uh -huh. Chiar dacă ai face și o parte socială, dar cumva trebuie să te și întreții. Da. Deci, el avea, avea mereu principiul ăsta să susțină singur misiunea. Uh -huh. Nu a vrut să fie susținut de organizații sau de donații sau uh, știu că în povestea că luase ca exemplu pe, pe Pavel se spune că Pavel făcea corturi ca să-și poată susține misiunea. Nu știm exact dacă asta făcea, dacă asta era cazul, dar pentru mulți misionari asta este un exemplu. Să ai un, o slujbă pe care o faci câteva zile ca să poți să te autosustinzi, să poți să-ți duci misiunea la capăt fără să fi dependent de donații sau de alte organizații. Radu, în, momentul în care a plecat la Domnul, era într-o perioadă plină de decizii. Se gândea la temerea unei familii, se gândea atât la Iran sau la alte oportunități care se deschideau, altele care se închideau. A refuzat o poziție de conducere în OEM, organizația pentru care lucrase ceva vreme, de ce a refuzat-o? De, de, unde, de unde decizia asta surprinzătoare poate pentru cei din OEM? Să refuzi o, o conducere care îți permite probabil să ai un impact destul de mare în această organizație, în cel, multele misiuni. OEM, vorbim despre o organizație internațională mm -hmm. care lucrează în aproape 100 de țări mm -hmm. și era doar fi putut să fie la conducere într-un fel a acestei organizații. De ce a refuzat? Da, el a fost. i s-a oferit un post pentru tot ceva pe ucenicizare, pe ceva lucrare cu tineri. Deci ar fi fost ca o mânușă pe pregătirea lui și pe inima lui. Însă a zis, cred că e momentul pentru mine să mă așez undeva. Vreau să crez, să formez o comunitate, să am re relații cu oameni, să rămân în locul ăla pentru o perioadă mai lungă de timp. La asta se gândea și mi-aduc aminte când era încă în perioada lockdown-ului când îi s-a oferit și mi-a spus din start nu cred că e pentru mine dar o să mă rog și o să văd și a avut certitudinea și a zis nu, o muncă de birou o muncă care implică multe călătorii nu, a zis mie îmi plac oamenii, eu vreau să am mm. legătură cu oamenii, vreau să am o comunitate în jurul meu pe care să o văd crescând a vrut să creeze o comunitate și dacă mă gândesc la Radu, îmi dau seama că avea mereu dorința asta de a de a lega prietenii, de a lega relații, mai mult decât doar a vesti Evanghelia, de a lega relații de lungă durată și în perioada în care a locuit la noi, cât timp era în, în facultate, el avea 19-20 de ani, eu mult mai mic și el se bucura de niște privilegii pe care eu nu le aveam. Venea acasă târziu, pleca, venea fără să dea socoteală nimănui și pentru mine era un Motiv de oftică, la un moment dat. Mă ofticam că el poate să vină la 12 noapte acasă și mama nu îl întreabă de unde vine. Uh, și de multe ori îl, îl spionam să văd ce face atâta, de ce vine acasă și mai vorbește la telefon încă două ore, se culcă la 3 dimineața, se pe telefon. Și ușor, ușor am descoperit, insuficient, uh, că tot timpul ăsta pe care le afară și toate conversațiile de la telefon erau pentru a crea relații după facultate se întâlnea cu mulți băieți și îi ajuta în diferite lucruri, îi medita pentru, pentru liceu, pentru facultate, îi ajuta în diferite probleme familiale, uh, discuta probleme emoționale cu ei, venea acasă la 1 noaptea și mai avea încă două, trei când vorbit telefonice cu alți băieți cu care tot așa făcea consiliere și alte lucruri. Și n-am înțeles în mod complet ce făcea el. Am, am, văzut asta la mormântare, după cum spuneam, când au venit foarte mulți băieți despre care nu știam cine sunt și care au mărturisit că în nopțile alea a adus de vorbă cu ei. Tu, ca mamă, cred că ai observat lucrul ăsta mai îndeaproape, afinitatea lui Radu pentru a crea relații, pentru a fi de un adevărat impact în viețile celor din, din jur. Cum s-a născut în el dorința asta? cum și-a găsit misiunea asta de a impacta viețile celor din jurul lui? Cum a ajuns să-și dorească să fie misionar? Cred că întotdeauna a avut <coughs> dorința de a sluji, nu întotdeauna, greșesc, vreau să spun de la anii adolescenței, a avut dorința de a sluji Dumnezeu și și-a pus problema foarte serios. A fost o mărturie la un moment dat a unei fete care a venit într-o misiune în România și el a fost desemnat să o aștepte și să se ocupe de ea, să o ducă în unde era locul de a lucrări, unde se sfășura lucrarea, pentru că avea permis. Și în mașină ea i-a spus cum a fost pentru tine ca un copil crescut într-o familie de creștini să te apropii de Dumnezeu, că uneori asta este o, o piedică, nu este neapărat un avantaj. Și i-a spus un lucru și sunt sigură de asta. A zis faptul că dimineața la orice oră m-aș fi trezit. Îl găseam pe tata în genunchi și apoi cu Biblia în mână a... mi-am dat seama că tata e în serios pe Dumnezeu. Și pentru mine a fost un lucru mare. Și mă gândesc acum ce înseamnă pentru un copil să vadă că, într-adevăr, da, Dumnezeu este luat foarte în serios în casa noastră. Mm -hmm. Mă gândesc, asta din punctul nostru de vedere ca familie, viața lui ulterioară și așa cum ți-am zis O.M. a avut un impact foarte mare pentru el am găsit în printre hârtiile lui a făcuse ca o retrospectivă a vieții lui, era foarte a, analitic așa, cum eram înainte și cum eram după și ce a însemnat O.M. pentru el și acolo chiar spunea ca o familie și loc unde a și, misiunea, și a găsit și misiunea, dar și și are nu știu cum să spun, și fui personalitatea lui uh -huh. Și da, cred că lucrul nou, în momentul în care te angajezi în misiuni pe termen scurt, deja vezi ce înseamnă, începi să cuști, ai vrea mai mult, vrei să ai mai mult impact, așa să fii o săptămână într-o comunitate. Și eu am mers cu el în misiuni medicale ani la rând, așa am început de fapt cu misiunile medicale. El a mers pași mai departe, a vrut mai mult decât atât poate și relația cu un misionar, ți-am spus, cu un prieten bun de-a lui misionar în Peninsula Arabă. Da, și uh, dragostea lui de oameni. Cred că ce spuneai tu cu relațiile pe care le avea asta am, și un lucru pe care l-am învățat și eu de la el, pentru el fiecare om era prețios și valoros în el însuși. E așa cum era. Uh, îl lua ca pe o persoană valoroasă pentru Dumnezeu și valoroasă și pentru el. Și transmitea lucrul ăsta. Ai văzut? Te simțeai prețios în ochii lui și un mm. lucru de care mă bucur este că am citit la un moment dat într-o carte, mi-a lăsat el o carte și acolo era o întrebare care este persoana din viața ta față de care poți să fii tu însă să nu te judece și am pus mâna pe telefon, l-am sunat și am zis Radu, vreau să spun că tu ești persoana asta. Prima persoană în viața mea la care mă gândesc, care i-a pus să mărturisesc un eșec, care mă poate ajuta și nu mă judecă ești tu și uh, la scurt timp după asta da, n-aș mai fi putut la legătură cu el și mă bucur că i-am comunicat asta înainte. Cred că foarte mulți au simțit asta. E, pentru mine a fost efectiv fascinant să văd câți tineri considerau că radio era cel mai bun al lor. Și mă gândeam când a avut timp să fie cel mai bun al tuturor. Și cred că efectiv modul în care el relaționa cu ei le dădea de înțeles că acum doar tu contezi pentru mine. Mai departe doar tu contezi. Doar tu contezi. Și reușea să-și împartă energia și timpul și emoțiile astfel încât fiecare dintre cei cu care vorbea să se simtă exclusiv ei, cel mai bun prieten lui Radu. Asta mi-a vorbit mie foarte mult atunci la mormântare când am văzut ce impact real a avut în viețile atâtor tineri și pentru mine a fost o, o mărturie vie a faptului că, deși avem un timp limitat pe pământul ăsta și atât Radu a avut 30 de ani, un timp foarte scurt, așa a considerat Dumnezeu de cuvință în înțelepciunea lui totuși timpul ăsta și l-a folosit poate câți alții folosesc în 80 de ani, 90 de ani a, a dublat timpul ăsta și atât de mulți oameni au simțit cum Radu era mereu prezent în, în viața lor momentul în care Radu Radu a murit era un moment în care cum spuneam, el voia să ia o decizie și chiar modul în care l-a plecat la Domnul a fost o minune Radu s-a dus pe munte să se roage și să ceară călăuzia de la Dumnezeu, nu? Da. A vrut să petreacă ziua aia singur cu Dumnezeu pentru că avea prieteni care ar fi putut merge cu el și care erau și experimentați și aveau și o relație bună dar Radu a zis, nu, 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 de data asta vreau să fiu numai eu cu Dumnezeu. Chiar ieri am citit, am recitit o scrisoare pe care mi-a trimis o, o cunoștință comună, o fată care a lucrat în OEM și care spunea că un, unul din ultimele mail-uri pe care i-l a trimis i-a spus asta, abia aștept să petrec timp numai eu cu Dumnezeu, să fiu doar eu cu el. Uh, mentorul lui care, cu care ține o legătură a fost o conversație la puțin timp înainte să se întâmple și îi spunea cum vezi timpul ăsta, pentru că Radu a notat lucrurile astea și de asta spun că le-am găsit notate. Și el a spus, uh, Exact așa pot să simt încântarea lui Dumnezeu de a petrece timp cu mine și de a crește în relația cu El. Și asta s-a întâmplat într-un într mod neașteptat pentru noi. Cred că El a înțeles exact încântarea dom Domnului de a petrece timp cu El și a tradus-o în mod direct în relațiile cu ceilalți. Așa să mă comport și eu cu ceilalți. La. vorbeam despre mormântare și. Îți mărturisesc că pentru mine a fost ceva complet și din comun să vă văd pe tine și pe Camil împreună cu, cu copiii voștri și cu mine și cu Sabin și ceilalți din familia extinsă ținându-ne de mână în jurul mormântului în radu și cântând slavă lui Dumnezeu. Țin minte și acum că cântam acolo în jurul mormântului doar Hristos, speranța mea. Și desigur, oricând auzim Chiesa asta oricine din familie ne dă ne dau la crimile, pentru că ne, am, ne amintim de momentele alea. De unde puterea asta ca în julul unui mormânt al, un, al copilului tău să-l slăvești pe Dumnezeu? Vezi, orice părinte își încredințează copiii în mâna lui Dumnezeu, și sigur. Dar pentru noi au fost niște ani, niște ani cu multe provocări, începând din 2015. Și a fost un moment în care îți spun despre mine, dar și. Camila spune același lucru. Efectiv am spus, Doamne, pe nume i-am încredințat lui Dumnezeu. Efectiv, numele, poziția pe care o are, contextul în care se află, Doamne, îmi ridic mâinile și mi-am ridicat mâinile în mod fizic. Îmi aduc aminte și unde eram în Cluj când se întâmpla lucrul ăsta și pe fiecare dintre ei am încredințat de adevăratele, ca să zic, și total în mâna lui Dumnezeu. De asta, momentul în care am aflat și ne-am dus la zărnești, mi-aduc aminte cum cam îl cautam în sfârșit mașina și am ruga, m-am rugat cu voce tare și am plâns și am strigat am spus Doamne îți recunosc dreptul tău de a face lucrul ăsta nu mă împotrivesc nu, nu, nu spun nimic am recunoscut dreptul ăsta lui Dumnezeu eu i-am dat viață biologică deși și viața biologică este un dar de la Dumnezeu nu este un produs mecanic uh, al concepției este un dar pe care Dumnezeu îl dă dar tu e da viață veșnică, tu e de a fiu pentru lucrul ăsta, pentru ca el să ajungă la tine și um, apoi o tragedie te împinge foarte mult să iei în considerare cerul. Te împinge foarte mult să te uiți la realitățile spirituale, la lumea nevăzută cu alți ochi. Um, N-am avut nevoie de nimic, cum să spun, nu vreau să folosesc un cuvânt erotiv, dar genul de mângâieri care să te facă să treci peste durere, să te simți un pic mai bine. Eu am vrut să știu exact pe ce mă bazez, să scutur scriptura, să mă găse cuvântul lui Dumnezeu, să văd care promisiune e pentru mine, care promisiune e pentru altceva, să nu iau cuvântul pur și simplu fiindcă sună bine, să mi-l aplic mie. Și Dumnezeu a fost atât de aproape în procesul ăsta. Chiar și atunci, deci începând cu primele momente, când îți aduce aminte, prietena lui ne-a trimis comentariul lui la, la cartea pe care o citeau împreună, și în care a zis, sunt atât de îndrăgostit de Dumnezeu, îl iubesc atât de mult pe Isus Hristos. Orice lucru din viața asta mi se pare pălește față de relația pe care o am. Și atunci, nu, nu te poți. Uh, cum să intervii într-o relație a iubirii lui Dumnezeu față de fiul lui pe care îl vrea acasă și a iubirii fiului care nu pune nimic nu îi se pare nimic prea mult pentru a sluji -și, și a fi aproape de Dumnezeu. Vezi cât de, mi se pare, extraordinar de important pentru voi, ați putut să fiți convinși de faptul că Radu era în mâinile Domnului Iisus în momentul ăla, ați putut să fiți convinși că Radu a trăit o viață aproape de Domnul Iisus și că a fost suveranitatea și înțelepciunea lui Dumnezeu care au decis ca el să meargă sus. A fost asta o alinare pentru voi? Să știți exact unde este Radu și de ce a plecat la momentul respectiv? Asta este fundamental. A fost fundamental. Dar nu vreau să crezi că lucrurile au mers simplu sau că da, am avut atâta spiritualitate încât, ok, l-am văzut dintr-o dată în prezența lui Dumnezeu. I-am pus multe întrebări lui Dumnezeu. Nu Niciodată nu am întrebat de ce. Însă am vrut să știu că într-adevăr a fost planul lui și Dumnezeu într-un mod miraculos ne-a ne confirmat lucrul ăsta. Și uite, pot să spun o experiență, nu știu dacă am apucat să povestesc. Eram într-o zi foarte frumoasă, relaxată, în pădure, era soare, vară, alergam, deci nu mă gândeam la Radu. Dar mi-a venit un gând și cu forța unei, unui, cum se spune, unui glonț, efectiv, dintr-o dată m-am oprit un gând care poate ți se pare absurd, m-am gândit, nu mi am luat la revedere de la el. Și durerea, am rememorat despărțirea de el, și durerea a fost atât de intensă încât, în momentul ăla, m-am oprit, nu mai puteam să respir din cauza durerii. Și am spus, Doamne, ori mă ei în momentul ăsta, ori intervino, am strigat Isuse, te rog, spune un cuvânt. Și, în momentul ăla, nu am auzit nicio voce, însă a fost în mintea mea. Venit de, de, din cu totul altă direcție decât direcția gândurilor mele, care erau în momentul ăla, exact propoziția pe care ți-o spun. Nu se compară bun rămasul tău sărac cu bun venitul meu. Mm. Și asta a ridicat, deci toată presiunea a dispărut și am putut să plec preclăudându-l pe Dumnezeu. Și um, da, asta a fost genul de intervenții în care Dumnezeu a fost acolo, mm. lângă tine alături de tine, cu cuvântul potrivit, cu cuvântul din scriptură, cu un frate care să-ți spună ceva, cu fără să te lase, Dumnezeu nu te lasă fără motiv să suferi. Cum spune Elizabeth Elliot, suffering is not for nothing, are un scop cu tine. toți auzim predici, citim cărți, citim versete despre, mai ales despre versetele din Iacob, ce să considerăm o binecuvântare când trecem prin diferite încercări și spunem amin, da, ridicăm mâna, cântăm lucrurile astea, pe cei mai mulți dintre noi Dumnezeu nu ne trece prin așa ceva. Pe unii ne trece. Pe voi va trecut Dumnezeu prin asta. Este, este chiar posibil să consider o binecuvântare când Dumnezeu te trece prin așa ceva, când Dumnezeu îți sfârșie din, din toate puterile, familia, relațiile, credința ce o să vadă ce rămâne acolo, cum poți să consideri o binecuvântare când, când îți pierzi copilul în, în modul ăsta subit, iată, fără, fără ca măcar să poți să ții la revedere, cum, cum spunei tu? Există posibilitatea asta să consideri asta o binecuvântare sau sunt doar niște versete pe care trebuie să le luăm așa ca atare? Nu pot să spun cu toată seriozitatea și fără să încerc să pară niciun fel mai spirituală sau să fie cuvinte care să sune bine pierderea este pierdere, dar consecințele spirituale față de noi au fost o mare binecuvântare. Nu cred că am fi parcurs drumul ăsta dacă fără a trece prin, prin durerea asta și fără a-L cunoaște pe Dumnezeu așa cum s-a revelat, cum s-am spus în timpul pe care l-am petrecut, fără a vedea sensul vieții, fără a vedea dacă vrei Timpul limitat pe care l-ai de slujire, fără a vedea suveranitatea lui în viața ta, tot a căpătat o altă, cu tot o altă lumină. Inclusiv ce spuneai de relațiile lui cu oamenii. El nu numai că era un prieten bun, investea în oameni. Știi că făcea cursuri de coaching și vroia să, -și, să vadă cum prietenul lui care era oricare dintre băieții cu care avea relații sau dintre noi din familie, își atinge potențialul. Merge mai înainte să, să încerce să-l ajute să desfacă piedicile care îl împiedică să alergeți pe Dumnezeu, să alergeți pe chemarea pe care o are. Um, lucrul ăsta ne-a ne cutremurat și pe noi, pentru că sigur, am constatat ok, viața mea nu e așa. Um, scopul principal al vieții mele nu este asta și da, a fost și pentru noi și o mărturie a vieții lui care ne-a schimbat profund, dar și o altă relaționare cu Dumnezeu și cu suveranitatea lui plină de dragoste și faptul că am înțeles dragostea lui Dumnezeu nu e ceea ce, folosim același cuvânt că nu avem alt cuvânt, dar e complet diferită. dragostea lui e puternică, este uh, plină de forță, uneori te trece prin lucruri extrem de complicate, dar când te uiți în urmă, este, nu mai dragoste, nu mai iubire, nu mai bine Circumstanțele se schimbă, rezultatele rămân veșnic. Și, da, pot să spun lucrul ăsta. Nu. La fel ca și cu Andreea, cum ți am spus, uh, niciodată nu ai putea spune, dacă Dumnezeu ți-a spune, îți voi da asta, dar cu prețul ăsta, nu cred că niciun om normal nu ar zice ok. Dar Dumnezeu nu te întreabă asta, că nu e normal. El știe, ești o inimă de mamă, ești o inimă de tată, iubești. În schimb... Uh, da, rupe ceva din tine și în același timp deschide niște izvoare care altfel ar fi fost stătute acolo în inima ta. Mă gândesc că un astfel de eveniment efectiv clatină toată credința și se cerne. Se cerne și se vede, ce, se vede ce rămâne acolo. Dumnezeu iată trimite astfel de evenimente ca să clatine tot ce credem, să poate să ne amcorăm și mai puternic în el. Ați simțit ceva de genul ăsta? Poate tu și Camil în, în relația voastră, în, credința pe care o aveți în Domnul Isus în momentul ăsta că se, că se, cerne totul și rămâne, rămâne baza Domnului Isus. Da, ți-am spus, am, am luat și am, am și eu, să zic, conceptele, pentru că, normal, mergând de atâția ani la biserică, uh -huh. multe lucruri le asimilezi, dar nu sunt înrădăcinate în tine. Și vrei să vezi ce e înrădăcinat și, efectiv, ce rezistă unui test de o asemenea învergură. Uite, un lucru, iarăși o experiență pe care am avut-o la un moment dat, ascultam un cântec God, you are so good, Doamne, ești atât de bun și în inima mea am spus Doamne, iartă-mă, nu pot să spun lucrul ăsta nu, nu, în momentul ăsta nu sunt în poziția să spun că Tu ești bun și iarăși, nu este o experiență pe care o să o am des ca Dumnezeu să vorbească în, în inima mea, dar atunci vocea lui a, a bubuit, a fost o voce extrem de puternică și care mi-a spus așa cum îți permiți să spun că nu sunt bun când, pentru ca fiul tău să stea astăzi în prezența mea? Fiul meu a stat pe cruce. Și, ok, dintr-o dată vezi ce înseamnă viața veșnică. De atâtea ori am citit: Eu sunt în și viața. Acum aveți viața veșnică? E ceva enorm. Este siguranța pe care am. Eu acum trăiesc în prezența lui Dumnezeu. Mă mut dintr-o. din niște circunstanțe, în alte circunstanțe, dar, de fapt, viața mea nu se întrerupe. Da? În Hristos avem viață, în Hristos avem relația neîntreruptă cu Dumnezeu. E, din nou, spun eu, uimitor cum sunt lucruri atât de clare pe care le putem înțelege despre Dumnezeu, despre persoana Lui, despre credința în Domnul Isus, dar nu le vedem decât după ce trecem prin un astfel de eveniment. Decât după ce ne calmăm, ne uităm în urmă și iată cât, de frumos povestești despre aceste lecții care poate în momentul ăla Sigur, în momentul ăla, numai de lecții nu aveai tu chef. Când ai aflat că Radu a murit, Doamne, învață-mă ceva de aici. Sigur, nu asta era, era rugăciunea. Um, care era rugăciunea în momentul ăla? Te-ai gândit poate că, că visezi? Poate că Dumnezeu poate să facă o minune? Poate nu era Radu? Poate a fost o confuzie? Efectiv, care sunt gândurile care, care te care te domină în momentul ăla când, când afli o asemenea veste? Și cum, și cum poți să te apropii de Dumnezeu în momentul ăla? Um, mereu m-am gândit cum aș putea să vin înaintea lui Dumnezeu când aflu astfel de veste și să, să mă rog. Efectiv, cred că Dumnezeu dispare din, de pe orizontul meu în, în astfel de momente. Sper să nu se întâmple asta, dar mi se pare imposibil să te mai apropii de El în, 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 într-o astfel de zi. Spunea, mi-aduc aminte în bun, spunea la un moment dat, când vei trece prin împrejurare, atunci vei primi biletul sau vei primi resursele, știi? Mm. Nu poți să să-ți imaginezi de acum și cred că nimeni nu-și poate imagina și nici n-a sfătuit pe nimeni să facă exercițiul ăsta de imaginație. Uh, pentru mine nu a fost, nu că nu a fost o surpriză. El era plecat, plecase cu o zi înainte pe munte și în seara aia am încercat să dau de el, nu mi-a răspuns, dar el mi a lăsat posibilitatea că vrea să rămână la refugiu, nu știa sigur cum va decurge ziua lui, deci nu am fost foarte îngrijorată. Iar dimineața, pentru că încă ne întâlneam cu frații online, a fost ceva ce nu s-a mai întâmplat până atunci. Camila a zis, haide să ne rugăm pentru cine apasă inima ca să stăm cu bucurie înaintea lui Dumnezeu, să nu fie nimic care să ne împovăreze. El nu se gândea la ceva specific. Dar eu am zis, ok, hai să ne rugăm pentru Radu, pentru că e pe munte și nu știu ce se întâmplă. Iar în momentul în care ne rugam, n-aș putea să spun că a fost o viziune, dar l-am văzut căzut cu fața în sus. Uh, am spus atunci, Doamne, cred că este cel rău care vrea să mă sperie, vrea să mă tulbure ca să nu pot să mă bucur de întâlnirea cu frații, dar uh, imaginea asta, e o imagine în mintea mea, imaginea asta a persistat, dar avea pace în ea. Nu a fost o imagine care să mă înspăimânte, a fost... Nu a fost ca un coșmar. Nu a fost ca un coșmar. Mm -hmm. nu, nu, nu pot să-ți descriu pentru că, sigur, în momentul ăla nu m-am gândit că s-a întâmplat real. Pur și simplu am văzut lucrul ăsta. A fost ca, ca o imagine. Era în lumină, era în pace. Și când poliția a urit la poartă, am știut că, de fapt, asta era adevărul. Adică n-a fost ok. Mă gândesc la altceva și dintr-o dată mm -hmm. aflu. Dumnezeu ți-a pregătit într-un fel inima pentru, pentru astfel de veste, nu? Da. Eu, cu o zi înainte îmi notasem în în jurnalul meu în care mai îmi scriu câte ceva din ce citesc, citisem întâmplarea cu ucenicii pe care Domnul Iisus îi trimite cu barca și se iscă o furtună foarte mare și apoi vine la ei pe ape și liniștește furtuna și eu mi-am scris cu mâna mea a fost cu data de 5 iunie când vei fi în furtună nu-ți pierde firea, Iisus va veni la tine pe ape și lucrurile astea da, au fost pregătirea lui Dumnezeu a fost foarte mult har, foarte mult har dar, cumva să-ți imaginezi cam pe ce teren am primit vestea asta și, da, cum Dumnezeu ne-a înconjurat inima să nu ne dea ceva ce n-am fi putut duce. Ne-a dat înainte niște întăriri, sau cum să zic, da, ca să putem să facem față în momentul ăla și zilelor care au urmat Ca să mă leg un pic de prima parte a discuției, sunt curios cum a perceput Andreea pierderea asta a lui Radu. Pentru că erau destul de apropiați, Radu avea o inimă foarte bună pentru copii, și cred că s-a atașat în mod special de Andreea. Poate că era cel mai în măsură dintre noi să înțeleagă efectiv cum să se apropie de ea și cum să explice lucrurile, cum să se pună la mintea ei, cum să se infantilizeze în fața ei. Cum a perceput Andreea și ce semnificație a avut pentru ea tot evenimentul ăsta. A fost foarte dureros pentru că. S-a sinucis cu cam cu două luni înainte să vină ea la noi. Deci, ea mai trecuse prin lucruri foarte dureroase în viața ei mică. Uh, da, Radu a învățat-o să facă pâine, frământa împreună pâine în bucătărie și o ajuta, ai făcea temele la engleză. Da, ea uh, a internalizat mult, n-a exprimat mult, și asta este tipic pentru copii cu trecut okay. traumatic târziu și-a dat drumul, târziu a povestit. Însă, cred că și pentru ea, conștiința asta a faptului că Radu iubea pe Dumnezeu, că era plin de bucurie să trăiască pentru Dumnezeu, a ajutat-o foarte mult și a încurajat-o și pe ea să facă pași spre Dumnezeu. Ea nu este de mult timp, de-abia vara trecută a decis că vrea să-L urmeze pe Dumnezeu, că a înțeles că este păcătoasă, a înțeles că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele ei. Și cu Șuvelile adolescentine, da, s-a hotărât să îl urmeze, dar eu cred că și asta a fost un factor major în decizia ei. Mm -hmm. Îmi spuneai că a fost asta un factor major și cum poate calea ei a fost influențată de, de moartea lui Radu. Pentru mine este o minune să văd cum Dumnezeu lucrează prin viața lui Radu chiar la iată, aproape 2 ani de la, de la încetarea vieții lui pe acest pământ. Și văd cum Dumnezeu trimite lecții după lecții în viața mea și lecții pe care le pot spune și eu celorlalți legat de Radu chiar după moartea lui. Poate unele lucruri nu le-am învățat de la Radu cât timp l-am avut aici cu noi. Le învățăm acum când deja el e de aproape 2 ani de zile în timp, în timp pământesc cu Domnul Isus. Și una dintre lecții Lecțiile pe care le-am le primit în mod direct de la Domnul Isus în legătură cu, cu Radu este că ziua de mâine nu știi dacă există. Mm -hmm. Și poate asta să fie un, un mesaj pentru toți cei care ne ascultă, care vor fi poate majoritatea de vârsta mea. și la... Eu m-am căsătorit anul trecut, mi se pare că am o viață înainte, 60, 70, 80 de ani înainte. Mi se pare că înainte am ocazia să fac copii, să îmi clădesc un viitor așa cum îl doresc eu. Și Radu, iată, avea niște decizii de luat, avea planuri, cred că avea un milion de planuri și de dorințe și de idei și um, nu știm dacă mai ajungem la ziua de mâine. Și v-a fost trimisă în mod direct și foarte dureros o astfel de lecție, dar e adevărat nu, că nu știm unde vom fi mâine și dacă mâinele ne mai aparține. Mă gândesc poate mulți din care cei care ascultă nu l-au cunoscut pe Radu, poate nu au auzit niciodată de el, poate au auzit de la mine unii povești așa, dar mărturia ta în mod direct ne demonstrează că deși pus faci planuri, deși consideri că ai totul înainte, iată, Dumnezeu poate să decidă ca în secunda următoare să, să te ia acasă. Cum ați primit? Sau cum cum v-a impactat lecția asta și anume că avem un timp limitat și trebuie să lucrăm în continuu pentru, pentru Domnul Isus. Ați primit, ați primit lecția asta în mod direct? Da, sigur. Realizez cât de limitată este viața și, așa cum spuneai, planurile pe care ți le faci poate să, aibă, să nu aibă nicio relevanță. Sigur, suntem chemați să ne facem planuri, suntem chemați să avem viziune pe termen lung, pe termen mediu și să mergem cu credință și în ceea ce ne stă înainte, dar cu conștiința că poate ocazia pe care o am astăzi, nu mai mâine, uh -huh. și persoana pe care o văd astăzi, poate este pentru prima, pentru prima și ultima dată în viața mea, pentru mine asta a însemnat la nivelul relațiilor pe care le am la, cu pacienții să. Acord atenție zilei, momentului când omul stă în față, și da, de multe ori, pentru că oamenii arată cu pasiune este și un punct de plecare în a le spune și a le transmite mesajul ăsta. Uite, nu, nu este o tragedie așa cum este văzută de oameni, nu este o disperare, este o durere. Este o mare diferență între durere și disperare. Durerea o procesezi în prezența lui Dumnezeu și primești har. Disperarea cred că e ceva fără soluție și pentru noi nu e așa. Sunt atât de conștientă și Domnul ne-a vorbit și prin scriptură de prezența lui uh, înaintea Domnului Isus și de locul în care se află, de drumul pe care îl avem fiecare, încât da. Însă ce e foarte frumos, poate că a fost la început. Cred, că o perioadă, nu pot să spun cât. În care mi-am dorit să ajung în prezența Domnului și să-l văd pe Radu acolo. Din ce în ce mai mult îmi doresc să ajung în prezența Domnului ca să-l văd pe El. Pentru că, într-adevăr, Isus, Hristos, este centrul Universului. Dumnezeu este tot ce este mai prețios și mai important în lumea asta. El este Creatorul și abia aștept să-l întâlnesc pe El. Mă bucur că și Radu va fi acolo, mă bucur că și Tatăl meu va fi acolo, mă bucur de frași și surori. Dar uh, modul în care l-am descoperit pe Dumnezeu, pe Isus Hristos, modul în care am descoperit cuvântul, călăuzirea Duhului Sfânt în viața noastră, ne-a apropiat așa de mult de Dumnezeu, încât, uh, da, nu mai este radu motivul pe care, pentru care de-abia aștept să trec în partea cealaltă, cum zice Pavel, nu că o doresc să fiu dezbrăcat de trupul acesta, ci să fiu îmbrăcat peste el cu celălalt aștept să vină Domnul. Îl așteptăm pe El cu bucurie și cu vrem să-L așteptăm cu mâinile ocupate în lucrul Lui, ocupate în a-i aduce slavă, ocupate în a ne a, îngriji de cei pe care ne-i aduce în viața noastră, de da, cel căzut între tâlhari pe care poate are o formă neobișnuită, poate uite cum a fost pentru noi o fetiță nebăgată în seamă sau poate un om care are o problemă cu om și ora da. este omul căzut între tâlhari care astăzi și nu mâine are nevoie de sprijinul meu. Vorbești foarte, foarte frumos despre Domnul Isus și văd la tine și știu că și tu și Camil l-ați descoperit mult mai mult pe Domnul Isus în anii ăștia, un an jumătate de când a murit Radu. Um, mai devreme spuneai despre diferența dintre durere și disperare. Eu citeam mai de mult spunea cineva că disperarea este durerea în absența Domnului Isus. Și iată în colecție pe care o văd clară din întâmplarea asta și din ce povestești, anume că durerea pe care ați experimentat-o și pe care încă o experimentați zi de zi, cred că procesul ăsta de care nu se va finaliza nici pentru voi, nici pentru familie extinsă. Dar nu imaginez cum ar fi fost să treceți prin durerea asta fără Domnul Isus. Și poate unii, mai ales cei de vârsta mea, credem că în astfel de momente ne bazăm pe pe prieteni, pe familie, pe relații și desigur, sunt o mare parte din adaptarea la, la procesul ăsta, dar îți imaginezi să treci pe așa ceva fără Domnul Isus, fără credința în Domnul Isus? E îngrozitor, nici nu pot, nici nu mă pot gândi. Deci, efectiv nu mă pot gândi. Acum de curând niște prieteni au trecut printr-ceva asemănător cu fiul lor, ceva mult mai greu și nu au nicio siguranță despre copilul lor dacă îi aparținea lui Dumnezeu sau nu și efectiv nu pot să mă gândesc eu durere așa de mare e copleșitor tot ce pot să le spun și ce le-am spus a fost lucrul ăsta, gândiți-vă numai la bunătatea lui Dumnezeu și la înțelepciunea lui și la harul lui care este mult mai mare decât putem noi să gândim mult mult, mult peste limitele pe care le putem noi imagina, de cum zice eu vede marginea căilor lui dar, da, cred că e o încercare incredibil de grea pentru un părinte. Se rupe ceva definitiv în tine. Să nu l-ai pe Dumnezeu, să nu ai credința în Domnul Isus, să nu ai perspectiva veșniciei, să nu ai cuvântul lui Dumnezeu în mână. e ceva care pare imposibil de dus de o persoană care nu are credință în Dumnezeu. Este probabil peste puterile, peste puterile noastre, dar spune acolo că Dumnezeu a pregătit și ieșirea din astfel de lucruri mm -hmm. și alături de el atât putem să ieșim. Sunt curios să evenimentele astea și mă refer la evenimentul cu Andreea și acum în, în mod specific despre moartea lui Radu, au deschis uși către diferite relații, să povestești, să fii susținere în anumite, în anumite circunstanțe genul ăsta. Oameni care poate vin la tine să caute alinare în astfel de momente, care poate caută înțelegere, știind că și tu ai trecut prin, prin astfel de lucruri? Lucrează Dumnezeu folosind astfel de evenimente ca să deschidă noi uși? Da, clar. Știi cum e? Nici măcar nu trebuie să-i cauți pe oameni. Dumnezeu ți aduce în calea ta și realizezi brusc: Ok, Doamne, mm. ești exact ca. Știi cum văd eu? lucrarea lui Dumnezeu este o simfonie imensă și tu ai o partitură și în momentul în care dirijorul se îndreaptă spre tine bagheta și știi, acum doamne, eu trebuie să intru. Mi s-a întâmplat la uh, trei săptămâni după plecarea lui la domnul, am intrat într-un aprozar să cumpăr ceva și am uitat să plătesc. Am ieșit și m-am întors și mi-am cerut iertare și am zis iertați-mă, mintea mea nu e chiar în ordine și vânzătoarea mi-a spus, da, nici mintea mea. Și am avut un feeling să o întreb, dar ce vi s-a întâmplat? Și a zis, mi-am pierdut fetița, astăzi sunt 40 de zile. Mm. Și eu mi-am spus, eu mi-am pierdut băiatul asta, sunt 20 de zile. Și de atunci avem, a venit la biserică, ținem o relație cu doamna asta și nu numai ea, dar ea a fost chiar în momentele alea foarte precoce, să zic, când durerea era încă extrem de vie. Dar, într-adevăr, lumea e plină de suferință și mm nu vreau să descurajez pe nimeni, dar într-o lume unde domnește păcatul este suferință, suferința este inevitabilă, că este dintr-un fel sau în altul și cred că toți trebuie să fim pregătiți. Nu am gândit la asta înainte, dar acum realizez. Este suferință din cauza relațiilor rupte, este suferință din cauza nedreptăților, este suferință din cauza pierderilor. Da, să fim acolo împreună cu Domnul și, cum zice în uh, uh, Oare nu în un Tesalonicen, unde spune cu mângâierea, nu, sau nu în Corinteni, o care voi a fost mângâiați, și mângâiați și pe alții, da. E o dovadă via a faptului că înțelepciunea lui Dumnezeu este infinită, este imposibil de, de perceput sau de înțeles de noi. El își duce planul la îndeplinire și planul lui, iată, a îngăduit că a adus să, să, plece la el, a îngăduit să vă treacă pe voi să ne treacă și pe noi prin, prin suferința asta, însă ne uităm și vedem cum prin toată treaba asta, el este slăvit și cât mai mulți oameni sunt, sunt impactați, sunt atinși în mod direct de voi, de noi, de povestea despre Radu și sper ca și prin podcastul ăsta oamenii să fie atinși, să fie mișcați și să fie o încurajare ca să-L caute pe Dumnezeu, să-L caute pe Domnul Isus, să, să caute o relație cu El și pe de altă parte să, să lucreze neîncetat pentru Domnul Isus, pentru că nu știm dacă mâine mai suntem că dacă ne facem planuri de a pleca în misiune, poate Dumnezeu vrea să ne încheie viața astăzi. Delia, Deli, așa îți spun de când eram mic, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta. Îți mulțumesc că ai ales să ne împărtășești din lucrurile bune și lucrurile mai puțin bune prin care ai trecut în ultimii ani. Îți mulțumesc că te-ai deschis în ce privește suferința prin care încă treceți tu și Camil. Îți mulțumesc că ne-ai dat ocazia să-l cunoaștem și mai bine pe Radu, prin mărturia ta. Și mă rog și ne rugăm toți ca Dumnezeu să lucreze mai departe în viața voastră. Ne rugăm ca Andreea să devină un copil al lui, să își predea viața Domnului Sus și o așteptăm aici la, la prisme ca să ne povestească toată viața ei de când, de când este mică și până acum. Eu îți mulțumesc foarte mult și mă simt onorată eu personal, dar mă bucur că Dumnezeu poate lucra și din suferință, din încercări, din lucrurile dificile prin care ne trece să iasă glorie pentru numele Lui, pentru că, da, El este, viața este despre El, misiunea este despre El și ce faci tu este despre El și ce fac eu este despre El și El să fie înălțat și glorificat și prin întâlnirea și conversația noastră și să vă binecuvinteze în continuare în munca voastră. Da, așa este. Mulțumim și Dumnezeu să fie lăudat! Amin! Dragi prieteni, nu mai sunt multe de zis în încheierea acestui episod, după asemenea discuție. Îmi doresc să fiți întăriți, să fiți încurajați, Dumnezeu să fie slăvit și vă urez să aveți o săptămână binecuvântată. Sunt Daniel Căștoveanu și vă mulțumesc pentru prezență!